Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Am primit o grămadă de mesaje pe Instagram de la voi care spuneau ceva de genul: Eddie, îmi place foarte mult de fata asta, doar că îmi e frică să mă duc să vorbesc cu ea. Cum pot scăpa de emoții? Cred că întrebarea e greșită. Ar trebui să-ți fie frică. Orice lucru suficient de valoros încât să ți-l dorești și pentru care să depui efort, deși riscul e mare să o dai în bară, ar trebui să te sperie. Pentru că dacă nu te sperie, înseamnă că nu îți pasă. Înainte să înceapă pandemia, cei care mă urmăresc de mai mult timp probabil își aduc aminte că obișnuiam să fac niște videoclipuri cu întrebări pe stradă, de care îmi e dor pentru că mă distram foarte mult când le filmam. De fiecare dată când începeam o conversație cu o fată, aveam emoții, dar de fiecare dată. Și e amuzant pentru că asta nu se întâmpla cu băieții. Atunci n-aveam nicio emoție, dar când mă băgam în seamă cu o fată, mai ales dacă era foarte frumoasă, îmi creștea pulsul. Cred că e natura noastră să fim speriați de femei. Și e normal, pentru că mereu există riscul să spună o frază care are ca subînțeles: nu e suficient de bun și nu merit să îmi pierd timpul cu tine. Există mereu riscul ăsta când intri în vorbă cu o fată și riscul vine la pachet cu teamă și anxietate. De aceea nu poți scăpa niciodată de emoții când vorbești cu o fată necunoscută, oricât de mult ai încerca. Deci întrebarea e greșită. Ar trebui să te întrebi cum să accept aceste emoții, nu cum să nu le mai simți niciodată. Ei bine, există câteva sfaturi pentru a te învăța să îți accepți emoțiile, mai exact 3, și vom vorbi despre ele chiar acum. Primul sfat este să privești dincolo de risc. Trebuie să știi asta. Primul contact e cel mai greu, dar după ce schimbi 2-3 cuvinte, emoțiile se vor diminua mult sau vor dispărea de tot. Asta mi se întâmpla și mie în experimentele sociale de pe stradă. După ce vorbeam vreo 2 secunde, mă simțeam de parcă ne știm de o viață pe măsură ce aprofundam subiecte. Așadar, nu te focusa prea mult pe partea negativă. Vezi și potențialul. Gândește-te că o să fie o conversație plăcută și distractivă și că după câteva secunde de interacțiune te vei simți mult mai bine. Al doilea sfat este: nu sta prea mult să concepi planul perfect. Dacă pierzi prea mult timp așteptând momentul perfect sau căutând replica perfectă, încet încet te vei convinge că e prea greu și că nu merită efortul și astfel vei renunța complet la gândul de a merge la ea. În schimb, pur și simplu fă-o. Nu aștepta să fie totul perfect, pentru că nu va fi. Poți să faci un comentariu despre ceva din jur sau să-i faci un compliment despre un lucru pe care îl poartă și continui conversația de acolo. Complimentele sunt un mod extraordinar pentru a începe o conversație, dar mai departe intervine inteligența ta pentru a te adapta mediului înconjurător. Adică trebuie să te adaptezi la situație. De exemplu, dacă o vezi pe fata de care îți place pe hol, la școală, învățând dintr-un caiet, poți să te duci să o întrebi: hei, la ce înveți? Deci trebuie să îți alegi comentariul cu care să începi conversația în funcție de situația în care vă aflați. Adică nu poți să o întrebi la ce înveți dacă ea se află la coadă la magazin. Dar nu pierde prea mult timp să te gândești cu ce frază să începi, mai important de atât este să începi. La fel, dacă vrei să vorbești cu o fată necunoscută prin mesaje, nu te gândi prea mult la care e mesajul perfect, pur și simplu dă-i mesaj. Și în final, al treilea sfat este să fii conștient că cu cât ai mai multe interacțiuni cu fetele, intensitatea emoțiilor va scădea. Din nou mă întorc la întrebările pe stradă, pentru că e un exemplu foarte bun și vine din experiența mea. Am observat că pe măsură ce interacționam cu mai multe fete, încă aveam emoții, dar nu atât de mari ca la prima interacțiune. Deci cu cât acumulezi mai multă experiență, îți va fi mai ușor și e important să știi asta. Și asta are logică, pentru că când vorbești cu prima fată, normal că nu vei fi mare gigolo, dar poți să înveți din greșelile tale, măcar înveți ce să nu spui. De aceea am spus mereu că e important să vorbești cu mai multe fete, ca să testezi terenul, să vezi ce merge și ce nu merge. Asta bineînțeles când nu ești într-o relație. Dar când ești singur, poți să vorbești cu câte fete vrei, îți va fi de folos pentru când contează cu adevărat. În concluzie, învață să-ți accepți emoțiile pentru că sunt normale și data viitoare când vrei să vorbești cu fata de care îți place sau să-i dai mesaj, poate o să-ți aduci aminte de sfaturile pe care ți le-am dat. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!